Boxul era prin anii 70 o disciplină sportivă destul de agreată și practicată de către giurgiuveni cu rezultate meritorii. Astăzi însă, sportul cu mănuși rămâne mai degrabă neinteresant pentru o parte a giurgiuvenilor și considerat dur. În astfel de condiții, foarte puțini dintre locuitorii orașului dunărean cunoșteau faptul că zilele acestea, la Iași, se desfășoară a 41-a ediție a cunoscutei competiții internaționale Centura de Aur. Nu am auzit, am văzut pe la știri, dar cu boxul nu prea mă pasionează, pentru că e un sport dur, acest sport. Mă interesează tenisul, mă interesează volei, mă interesează fotbalul. Fotbalul a fost viața mea. Nu le-am cu boxul, cu asta nu le-am. Boxul v-a plăcut? Nu, n-am văzut boxul. De obicei, nici nu prea mă uit la box. Pentru amatorii de box facem precizarea că ediția cu numărul 41 a competiției pugilistice Centura de Aur se desfășoară până duminică în sala polivalentă din Iași, cu participarea 80 de boxeri din 15 țări. România va fi reprezentată la această competiție, printre alții, de supergreul Mihai Nistor, calificat la Jocurile Olimpice de la Rio, iar președintele Federației Române de Box, Vasile Câtea, speră în obținerea de către român a medaliilor de aur atât la Iași cât și în Brazilia.